Potrivit liderului Sanitas Suceava, Romica Bolan, revendicările sindicaliștilor de la Sanitas se referă la eliminarea inechităților și discriminărilor salariale, acordarea sporurilor raportate la salariul de bază actual, deblocarea posturilor de specialitate din sistemul sanitar și de asistență socială și finanțarea corespunzătoare a acestora, echivalarea studiilor asistenților medicali, reglementarea funcționării rețelei de medicină școlară. De asemenea, este solicitată alocarea a 6% din PIB pentru sănătate și creșterea salariilor cu 25% și în anul 2016 pentru tot personalul din sistemul sanitar și de asistență socială. Scopul întâlnirii de astăzi cu instituția prefectului, cu domnul prefect Nestor Atanasă, a fost în contextul acțiunilor de protest inițiate de Federația Sanitas din România, un prim pas în aceste acțiuni fiind depunerea câte unui memoriu la respectiv către prefectul județului în toată țara, la toate prefecturile se întâmplă același lucru astăzi, cu solicitarea ca aceste memorii și listele de revendicări să fie transmise ministerilor de resort și Guvernului României spre a fi cunoscute și soluționate. În cadrul întâlnirii de miercuri, subprefectului Atanasă Nistor a fost cerut sprijinul pentru rezolvarea unor situații deosebite din județ. Lipsa finanțării căminului de persoane vârstnice de la Solca, care duce la imposibilitatea acordării salariilor pentru angajați, dar și hranei pentru cele 70 de persoane asistate acolo, a fost una dintre probleme. Alta s-a referit la neacordarea tichetelor de masă pentru angajații spitalului din Gura Humorului. Situația va fi discutată într-o ședință a Comisiei Sociale. Astăzi, cu preponderență, am discutat despre problemele de la Spitalul Gura Humorului și de la Solca, de la medico-social de la Solca. La Gura Humorului vorbim de un cer vicios în care finanțarea e suficientă, generată de lipsa specialiștilor din sistem. Avem un grad de încadrare de 41% pe medici și doar 60% pe asistenți medicali. De aici o lipsă de servicii, o finanțare proastă și un cer vicios care nu se închide niciodată. Iar în a doua parte a discuției de la Solca, mesajul este... nu știu cum spun, un mesaj tragic. Acolo 70 de asistați sociali sunt în situația în care de mâine nu vor mai putea primi nici hrană. Spunem și despre salarizarea celor 30 de salariați de la Solca, care au făcut o perioadă de voluntariat, nu pot să-și ia salariu pentru luna martie, și la ei ca și la noi Paștele bate la ușă. Am primit o promisiune că în urma discuțiilor care vor fi inițiate cu Consiliul Județean și cu Ministerul de Finanțe să se găsească o soluție ca cel puțin pentru o perioadă să poată fi finanțată activitatea celor de acolo. În perioada 9-13 mai, Uniunea Sindicală Județeană Sanitas Suceava va participa cu o delegație reprezentativă pentru cei peste 2000 de membri ai săi la pichetarea mai multor ministere, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii. În cazul în care revendicările Federației Sanitas nu vor fi soluționate favorabil, în luna iunie vor avea loc ample proteste de stradă, marșuri și mitinguri cu participarea a 10.000 de protestatari.